Aș doresc să recitim pentru momentele acestea versetele 11 și 12 din 2, 1 pentru capitolul 2. Prea vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Amin. Este un har să stăm din nou înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care dă viață, Domnul Iisus spunea, cuvintele mele sunt duc și viață. Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care ne sfințește, tot Domnul Iisus se ruga, sfințește prin Cuvântul Tău. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne face capabil să luptăm. Luați sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și doresc sincer ca și acest cuvânt al lui Dumnezeu să dea și viață, să ne sfințească și să ne abiliteze să putem lupta în lumea aceasta împotriva păcatului a diavolului și a sistemului lumesc. Amin. În această dimineață, aș dori să vorbesc despre, dacă îmi îngăduie Dumnezeu, despre separarea de poftele untrice. În versetul 11, ni se dă uh, un model de separare, un model de separare. Apostolul Petru spune, preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Observați, însă, în primul rând că. Este o motivație dată aici prin primul cuvânt folosit, prea iubiților. Dacă vă amintiți și pasajul din uh, Miercurea, nu știu care, Miercuri, uh, începea tot în felul acesta, prea iubiților. Motivația primară pentru un credincios ca să trăiască așa cum vrea Dumnezeu nu este frica. Da? Este o teamă de Dumnezeu normală, naturală, curată, lucrată de Duhul Sfânt în credincios, fără doar și poate. Însă motivația primară pe care un credincios o are ca să trăiască așa cum vrea Dumnezeu nu este frica. De asta funcționează foarte mult predicarea moralistă sau predicarea care implementează frică. Pentru că oamenii nu au o dragoste sinceră pentru Dumnezeu și atunci trebuie să folosești frica ca să facă ceea ce vrei. Dacă nu au dragoste pentru Dumnezeu. Însă niște credincioși, niște oameni care sunt născuți din nou și au siguranța mântuirii și știu că sunt păstrați de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de apoi, oamenii aceștia sunt motivați de dragostea de Dumnezeu și în primul rând nu, nu, sunt motivați de dragostea lor pentru Dumnezeu, ci de dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Pentru că este incomparabilă. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este infinit mai mare decât dragostea noastră pentru Dumnezeu. Dragostea noastră pentru Dumnezeu rezultă din dragostea lui Dumnezeu pentru noi, nu? Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Așadar, vedeți, prea iubiților, adică voi care sunteți iubiți de Dumnezeu, faceți următoarele lucruri. Cu cât înțeleg, acesta este principiul, cu cât înțeleg mai mult dragostea lui Dumnezeu pentru mine, cu atât voi fi mai abilitat și mai stimulat ca să trăiesc așa cum vrea Dumnezeu. Cu cât dinainte ochilor mei este luat Dumnezeu în toată frumusețea lui și mi este pus uh, uh, un regulament din ăsta moralist, cu atât voi fi mai incapabil de a trăi după regulile respective, ele fiind biblice. Nu vorbim de lucruri care nu sunt după Sfânta Scriptură, da? Dar ele se transformă în moralist pentru simplu fapt că este scoasă imaginea Dumnezeului acestui măreț, care este motivația supremă pentru a trăi în felul în care Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu nu vrea să fim niște oameni care facem ce vrea El numai așa forțați de împrăjurări sau de frica iadului. Așadar, repet din nou principiul acesta care este fundamental pentru tot ce urmează să spun. Noi putem să trăim cum vrea Dumnezeu dacă suntem credincioși adevărați, numai înțelegând dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Noi putem să trăim cum vrea Dumnezeu având totdeauna sau lăsându-ne totdeauna cuprinși de acest fior al iubirii infinite a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De aceea spune în textul acesta și începe pentru un în felul acesta, prea iubiților, prea iubiților. Relația noastră cu Dumnezeu ne ajută să trăim într-o lume pline de păcat și de lucruri care sunt contra voie lui Dumnezeu, ne-a avut să trăim așa cum vrea Dumnezeu. <coughs> Apoi observați că spune, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Nu doar relația noastră cu Dumnezeu, ci și înțelegerea relației noastre cu lumea aceasta ne-a avut să trăim cum vrea Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem ce relație avem cu Dumnezeu, dar ce relație avem cu lumea aceasta. Și el spune că în lumea aceasta noi suntem străini și călători. Și aici este un test foarte important pentru creștinismul nominal, pentru creștinii nominali. Când vorbești unui creștin nominal despre separarea de lume, omul experimentează o alergie absolută. Deci, în momentul în care îi spui că trebuie să fie desprins în orice sens de lumea asta, da? Sunt moduri greșite de a propovădui desprinderea de lume. Dar dacă propovăduiești o anumită, la modul general, o desprindere de lume, omul firesc face alergie la lucrul acesta. De ce? Pentru că el nu se vede nici străin și nici călător în lumea asta. El se vede aici pentru totdeauna. Ce e mână, nu e minciună. Ce vezi cu ochii, ăsta e, nu? O viață ai, asta trăiești. Și să spună cineva, poate duminică de duminică, că lumea e într-un fel, că lumea e în alt fel și că trebuie să te apari ba de una, ba de alta, că trebuie să lași ba una, ba alta, te trebuie la biserică să te chinui. Nu? Trebuie la biserică să tot să spună că tot ce faci e rău, că ție îți place lumea. Care-i treaba, da? Vedeți, Petru ne arată care-i identitatea noastră în relația noastră cu lumea. Zice că noi suntem niște străini și niște călători. Termenul acesta străin mai este folosit de Ștefan în predica lui din fapte, capitolul 7, de două ori, unde vorbește despre evrei care erau străini în Egipt. Acum, vă cum bine știți, evreii nu se simțeau tare bine în Egipt. Da, nu se simțeau deloc bine în Egipt. În felul să, acesta, aceștia erau ei străini în Egipt. Nu erau străini într-o țară în care se simțeau foarte bine, în care câștigau foarte mulți bani, dar și în care se îmbogățeau. Nu asta era, nu asta era sentimentul evreului în Egipt. Care este sentimentul nostru în lumea asta? Eu cred că ar fi un test foarte important. Există momente, poate așa în fiecare săptămână, în care avem așa un sentiment profund de înstrăinare de lumea asta. Te mă, ce caută în lumea asta? ce cu mine în lumea asta? Să te simți atât de diferit de lumea asta, încât să găsești foarte puține legături cu ea. Și de fapt singurul lucru care te-ar motiva să trăiești așa cum vrea Dumnezeu pe pământ, cu bucurie, este să înțelegi că ai o misiune mult mai mare decât ceea ce au oamenii în sufletele lor ca dorințe și ca scopuri pe pământul acesta. Noi suntem străini pe pământul acesta. Locuim pe pământul acesta, dar avem niște drepturi limitate datorită faptului că în primul rând suntem cetățenii cerului. Apoi zice că suntem călători. Suntem călători, adică avem o, o relație temporară cu spațiul în care noi locuim și cu oamenii care locuiesc în spațiul ăsta, da? Avem o relație temporară, de asta sunt călători, trec pe aici, trec pe aici. Suntem străini și călători. Relația cu Dumnezeu și relația cu lumea aceasta ne ajută să trăim așa cum Dumnezeu ne cere în cuvântul Lui. Dacă n-am înțeles lucrurile astea două, nu are sens să merg mai departe. Dacă eu, ca și credincios, nu mi-am stabilit foarte clar în identitatea mea de credincios care este relația mea cu Dumnezeu și care este relația mea cu lumea aceasta, nu pot să merg mai departe. Repet, va fi un chin enorm pentru mine. Enorm pentru mine. Să las lucrurile pe care Dumnezeu mi le cere să le las, să fac lucrurile pe care Dumnezeu mi le cere să le fac, dacă eu nu mă simt la propriu. Să fiu și să mă simt așa. Un străin și un călător. Și nu mă refer și vom vedea imediat că Petru nu ne învață să nu ne angajăm în niciun fel în anumite relații cu lumea asta. Să nu avem treabă cu lucruri materiale ale lumii sau altceva de genul acesta. Nici vorba de așa ceva. Dar sentimentul acesta trebuie să se nască din înțelegerea identității mele. Un sentiment de înstrăinare. Un sentiment de călătorie. Asta, v-aș putea da zeci de exemple. Asta poate să alunge sentimentul de disperare. Și te deznădejde în foarte multe momente din viață când pierdem anumite lucruri. Te oprești puțin și zici, băi, eu până la urmă străin și călător. Mare lucru. Aia mai departe. Se întâmplă tot felul de lucruri și în viața credincioșilor. Pentru un om care și-a pus toată nădejdea în pământul ăsta, cu toate lucrurile care sunt pe pământ, este un dezastru. Este un dezastru să se întâmple anumite lucruri care au de a face cu lumea asta materială. Pentru tine care știi că ești și străin și călător... Lucrurile sunt puțin mai legere. Da? Lucrurile sunt puțin mai legere. Ăsta este modelul în care noi trebuie să fim, ca și credincioși, zice, ca pe niște străini și călători. Noi trebuie să ne vedem în felul acesta ca să putem face ce ne cere Dumnezeu. Apoi, uitați-vă, ne arată cum să ne separăm. Cum să ne separăm? Da? Vorbim despre separare. Cum să ne separăm? Trahiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți. Este foarte important de observat. Că nu zice să vă luptați, să negociați, să luați contact cu ele și să le. nu știu ce să faceți. Nu zice să mă ferez de ele, să nu le dau curs, să nu am tangență cu ele, să nu negociez cu ele, să nu le testez, să nu iau contact cu ele, să există o despărțire între mine și poftele firii poftele firii, să vă feriți de poftele firii, să ocoliți poftele firii, să nu dați curs poftelor firii, să nu ascultați de poftele firii, să nu intrați în contact cu poftele firii. Folosiți ce sinonim vreți dumneavoastră care arată separarea asta radicală de ele. Și posibil că un motiv pentru care un credincios autentic ajunge să trăiască în anumite momente după poftele firii pământești este datorită faptului că nu înțelege această separare radicală pe care o cere Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să ne Ferim. Am auzit și eu ideea asta și mi se pare biblică și interesantă pe deasupra. Biblia spune, diavolului să ne împotrivim. Tari în credință și el, zice, va fugi de la noi. Când vine vorba despre poftele firii, nu zice să ne împotrivim lor, ci zice să ne ferim de el. Sau lui Timotei îi spune, un pasaj paralel, fugi de poftele tinereții. Să fugi de ele, să te ferești de ele. Să nu te crezi grozav spiritual. Vom vedea imediat de ce Petru spune lucrul acesta. De ce Petru spune lucrul acesta? De exemplu în Efeseni capitolul 2 cu versetul 3, spune Între ei eram și noi toți în când trăiam în poftele firii noastre pământești. Cu alte cuvinte, aici este un, un test radical pe care îl pune Petru și pe care îl înțelegem din toată învățătura Scripturii despre poftele firii pământești. Oamenii care trăiesc în poftele firii pământești sunt oameni morți spirituali. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați o dinoară după, 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 după și făceam voile firii pământești. Trăiam după voile firii pământești. Ale un om mort spiritual. Deci un om mor spiritual poate să fie botezat de 100 de ori și mic și mare sau să-i faci ce ritualuri religioase vrei tu, în ce denominațiune vrei tu, dacă el trăiește, trăiește ca stil de viață în poftele firii pământești, el este mor spiritual. Acesta este un test fundamental. Când Petru spune aici să vă feriți de poftele firii pământești, te pune la zid într-un fel. Dacă nu te ferești de poftele firii pământești ca stil de viață și trăiești în ele, ești mor spiritual. Fără discuție. Apoi tot, uh, uh, tot Pavel spune lucrul acesta în, cred că în Efeseni, capitolul, tot capitolul 2, mai încolo, vorbind despre sistemul lumii care era în poftele firii pământești, dar îl citesc pe Ioan, acum în Ioan 2 cu 16, spune tot ce este în lume, pofta. Firii pământești, pofta ochilor la a vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Observați, moartea spirituală, sistemul lumesc, anti-Dumnezeu, este caracterizat în primul rând, zice, prin pofta firii pământești. Asta este forța motrice a sistemului lumesc. Ce duce toată lumea, angrenează toată lumea, tot sistemul acesta lumesc, și îl duce înainte. Ce? Poftele, domnule. Oamenii cheltuiesc pentru pofte? Oamenii muncesc pentru pofte? Oamenii trăiesc pentru pofte? Ei pentru asta trăiesc. Asta este întreaga existența a omului lumesc să învârte în jurul poftelor. El are în planurile lui, în scopurile lui niște pofte la care vrea să ajungă. Pentru poftele alea muncește, pentru poftele alea își dă viața, pentru poftele alea își dă zeci de ani din viață ca să ajungă să împlinească poftele respective. Prin asta se caracterizează în primul rând sistemul lumesc. Eu să mă las învălui și să trăiesc în același fel și să mă consider creștin, este o aberație. Eu sunt un om lumesc dacă trăiesc după poftere firii pământești, pentru că prin asta se caracterizează Biblia. Din nefericire, Scriptura ne arată că și în adunare vor fi oameni care vor trăi după poftele firii pământești, oameni lumești. Iuda zice, 18 cu 19, cum vă spuneam, în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor. Bajocoritori care vor trăi după poftele lor. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări și din nou spune, oameni supuși poftelor firii și foarte important ce zice aici, care n-au Duhul. Sunt în adunare, în vremurile din urmă, zice, sunt supuși sau robi poftelor lor. De două ori zice aici, trăiesc după poftelor lor. De ce trăiesc după poftelor lor? Că sunt robi poftelor lor. Și prin faptul, prin simplu faptul acesta că trăiesc după poftelor lor și supus poftelor lor, înseamnă că nu au Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt te scoate din, de subrobia acestor pofte. Dar Biblia spune foarte important zice, că sunt bajocoritori. Și îmi imaginez, și fiecare dintre dumneavoastră poate ați auzit oameni care se consideră credincioși, care atunci când sunt, nu știu, poate în anumite discuții, poate li se cere, poate li se atrage atenția cu privire la anumite pofte, oamenii devin bajocoritori. Devin bajocoritori. Și sub pretenția libertății în Hristos și a slobozeniei, justifică aproape absolut orice comportament. Oamenii, zice, care nu au Duhul pentru că sunt robi poftelor lor. Acum, cum, cum, Dumnezeu ne ajută pe noi să luptăm împotriva acestor pofte? Biblia ne spune să ne ferim de ele. Aici ne spune, feriți-vă de poftele Filii Pământești. Pot să mă ferez de poftele Filii Pământești? Dacă da, cum? Pasajul acesta nu ne dă foarte multe, foarte multe detalii, nu ne dă foarte multe detalii, decât detaliul ăsta foarte important, că trebuie să te ferești de ele, da? să nu cauți niciun fel de contact cu el. să nu-ți arăți puterile spirituale în fața poftelor firii pământești. Da? Asta este un detaliu foarte important, un detaliu foarte important. Însă observăm în Sfânta Scriptură câteva detalii pe care le amintesc fugitiv. Coloseni 2,11 spune, în el a fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Asta este nașterea din nou. Cum evreii se tăiau prejur? Aia a fost o umbră a tăierii împrejur inimii, a dezbrăcării inimii de puterea, de haina aceasta, de trupul acesta a poftelor firii pământești. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, ca să ne ajute să ne luptăm împotriva poftelor, Dumnezeu ne naște din nou. Nu mă ferez de poftele firii pământești, dovedesc din nou, sunt mor spiritual, sunt din lumea aceasta, n-am Duhul Sfânt, nu am nașterea din nou. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patinile și poftele ei. Observați din nou, nașterea din nou, relația noastră, unirea noastră cu Domnul Isus Hristos este aceea care ne face capabil să ne ferim de poftele firii pământești, să nu dăm curs poftelor firii pământești. Noi am ieșit de sub robia poftelor firii pământești. Observăm imediat că Petru arată lucrul acesta, că firia pământească încă este în noi. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu în noi ca să putem să rezistăm să ne abținem, să ne ferim de poftele firii pământești este că ne-a născut din nou. A junghiat, a omorât Dumnezeu, a lovit la rădăcină autoritatea, puterea firii pământești asupra vieților noastre. Mai mult decât atât, nu doar că suntem uniți cu Domnul Isus Hristos, suntem ai lui Hristos, suntem în Hristos, suntem născuți din nou, noi avem și Duhul Sfânt. Da? Suntem născuți din nou, suntem uniți cu Hristos, suntem născuți din nou și avem și Duhul Sfânt ca să putem face lucrul acesta. Galatin 5 cu 16. Zic dar, și este un contrast care se face aici, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Cum nu împlinesc poftele firii pământești? Umblând, cârmuind de Duhul. Asta spune. Umblați cârmuiți de Duhul, nu împliniți poftele firii pământești. Dar asta înseamnă să am Duhul. Ei, Iuda spune că ăia care sunt supuși poftelor firii, N-au Duhul. Păi cum să nu trăiască ei în poftele firii dacă n-au Duhul Sfânt? Că poți să nu trăiești în poftele firii dacă firea e cu poftele ei? Și dacă ai Duhul care te ajută să nu trăiești după poftele firii, pământești, da? Căci firea pământească, foarte important aici, avângem iar la discuția asta interminabilă, dar foarte frumoasă, despre libera voință, cășirea firea pământească poftește împotriva Duhului, dar vorbim despre același om. Deci nu firea ta pământească poftește împotriva Duhului Sfânt din mine. Nu așa. Firea mea pământească poftește împotriva Duhului Sfânt care este în mine. E vorba de același om. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește și el. Împotriva firii pământești. Și este un conflict intern. Și a spune că și conflictul ăsta intern este o dovadă a faptului că un om are ceva din Dumnezeu în el. Deci dacă el îi supus poftelor firii, îi place să trăiască în poftele firii și umblă după poftele firii, el nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Deci nu are niciun fel de treabă. Ei, când există conflictul ăsta, înseamnă că există o viață acolo care se opune poftelor firii pământești, stricăciunii și morții care aduce firia pământească în sufletul omului. Zice, sunt lucruri potrivnice unele altora și acum folosesc cu oamenii imaginea asta. Firea pământească cu Duhul Sfânt sunt ca doi câini. Eu nu așa semăna pe Duhul Sfânt ca doi câini, dar unii așa zic, ori nașterea din nou, ori. În fine, așa se zice, pe care îl hrănești mai mult, ăla câștigă. La, n-ai hrănit Duhul din tine, o murit, te-ai pierdut, asta este, ești vinovat, nu e dat de mâncare. Biblia nu spune așa. Biblia spune că este conflict, da? Nu între câini, dar este conflict între poftele firii pământești și Duhul Sfânt. Dar Biblia spune foarte frumos aici. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Deci vrei să faci anumite lucruri și nu poți să le faci. De ce nu poți să le faci? Că ești născut din nou și că ai Duhul Sfânt în tine. Dacă tu poți a, a, voi vreți să spune că puteți să faceți tot ce voiți. Nu, noi exact invers vrem să spunem că nu putem să facem tot ce voim odată ce suntem născuți din nou și avem Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, noi credem într-o naștere din nou atât de puternică și o locuire atât de eficientă a Duhului sunt în viețile noastre încât nu mai putem să facem tot ce voim. Siguranța mântuirii noastre în niciun fel nu distruge trăirea în sfințenie. Din contră, siguranța mântuirii noastre merge mână-mână cu o explicare corectă a mântuirii noastre. Ce mântuire, domne? Păi o mântuire din păcat. O separare de păcat, o ieșire de sub autoritatea Firii Pământești. Vedeți, realitatea aceasta a nașterii din nou și a locuirii Duhului sunt în noi. Dacă nu este explicată corect, atunci, până la urma, urmă, rămâne doar așa o chestiune foarte superficială. Am Duhul Sfânt, dar nu reușesc să facă nimic ca mine. Sunt și născut din nou, dar nici nașterea din nou nu o rezolva mare lucru în viața mea, că eu tot în păcat trăiesc. Biblia nu spune așa. Biblia spune că nu pot să fac tot ce văd. Nici măcar după ce sunt născut din nou, nu pot să, nu pot să fac. Tot ce voiesc. Nici măcar după ce sunt născut din nou. Dar în înainte, când spune Biblia că sunt, suntem robiți de tot felul de pofte și plăceri. Dacă fiul vă va face sloboz, veți fi sloboz. Așa că ideea cu libera, da? Libera, voință și alte chestii, lăsăm la alți oameni care se pricep mai bine la treburile astea. Tit 2 cu 12 zice, Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Vedeți așa, dar ce pune Dumnezeu la dispoziția noastră pentru a ne feri de poftele firii pământești. Suntem în Domnul Isus Hristos, suntem născuți din nou, avem Duhul Sfânt în noi, așa că nu mai putem face tot ce voi și în plus avem Harul lui Dumnezeu care nu doar ne mântuiește. Deci, a, doctrinile Harului, doctrinile care duc la păcat. Nu, doctrinile Harului, doctrinile care ne învață să o rupem cu păgânătatea. Nu să trăim în păgânătate. Ăsta e Harul lui Dumnezeu. Același har care aduce mântuire, spune pentru toți oamenii, este harul lui Dumnezeu care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Vedeți așadar că harul lui Dumnezeu, mântuirea pe care o face Dumnezeu în noi, locuirea Duhului Sfânt din noi, ne împiedică să trăim în poftele firii pământești. Practic, cum facem lucrul acesta? Roman 13 cu 14. Și îmbrăcați-vă în Domnul Isus, Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, nu? Știți ce înseamnă să porți grijă cuiva? Sau să porți grijă la ceva? Să îngrijești un lucru. Zice Biblia, nu te preocupa de ea. Nu purta de grijă firii pământești. Nu o la. Nu-i da ce-i place. Nu. Nu purta de grijă. Doamne, evită. Zice, pentru ca să nu-i treziți poftele. Da, sunt treaba ei. Nu te preocupa de firea pământească. Roman 6 cu 12. Deci păcatul să nu mai dumnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu le trezești, dacă s-o treziți să nu asculti de ele, 1 Tesaloniceni 4, 4 și 5. Fiecare din voi să știe și să stăpânească, să stăpânească vasul în sfințenie sau trupul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei. Este o aprindere a poftei. Da? Un impuls al poftei. Ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Acum, acest poftele astea a firii pământești. Ce sunt poftele firii pământești? Poftele firii pământești pot fi niște dorințe legitime, dar sunt un abuz al dorințelor legitime. Deci, o pofta firii pământești poate să fie o dorință legitimă, dar care este în ultimă instanță un abuz. Este o exagerare a unei dorințe legitime. Adică, pofta firii pământească cere uh, un lucru când nu trebuie, sau cere ce nu trebuie sau cere unde nu trebuie sau cere cu cine nu trebuie sau cere cât nu trebuie. Da? Să luăm un exemplu, da? Să luăm un exemplu. Cineva vrea să aibă o relație cu o femeie. Dau exemplu ăsta pentru că este foarte larg răspândit în toată lumea și este una dintre cei mai puternici, cei mai puternici stimuli din lumea aceasta, da? doar în sine, ideea, dorința nu este greșită. E greșit să te duci la altcineva care nu e să ta. Unde nu trebuie, când nu trebuie, cu cine nu trebuie, cât nu trebuie. Pofta, pofta firii pământești este o dorință, s-ar putea să fie și în multe cazuri este o dorință legitimă, dar care este exageratică, exagerată, care se manifestă haotic în direcții în care nu trebuie să se manifeste. Și de aceea avem Cuvântul lui Dumnezeu care reglementează și ne arată cum trebuie să manifeste corect orice dorință legitima noastră. Și fiecare dorință, dorința de a avea proprietate, dorința de a face afaceri, dorința de multe, 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 multe lucruri, ea poate să, poate să se transforme și să manifestă ca o poftă atunci când nu este după standardele Cuvântului lui Dumnezeu și când este exagerată. Este o exagerare păcătoasă care depășește uh, limitele Cuvântului lui Dumnezeu. Bun. Petru spune în felul următor aici. Zice, ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Care se războiesc cu sufletul. De ce să mă fereți de poftele firii pământești? Care este motivul? De ce să fac lucrul acesta? Păi el spune de ce. Că se războiesc cu sufletul. Însă când spune el că se războiește cu sufletul, învățăm aici câteva lucruri fundamentale. În primul rând, că toți creștinii au firea pământească. Da? Vorbește despre niște credincioși aici. Poftele firii să războiesc cu sufletul meu. Asta înseamnă că firea pământească încă este în mine. Ea nu dispare la nașterea din nou. Aici este eroarea perfecționismului. Ea nu dispare firea pământească la nașterea din nou. Ea încă rămâne acolo. Într-adevăr, este linșată, este răstignită. Da? Eu sunt scos de sub autoritatea ei. Dar ea încă este în mine. Ea nu dispare la nașterea din nou. În al doilea rând, nu doar firea pământească e în mine. Poftele firii pământești sunt active în creștin. Că mulți credincioși ar putea să se întrebe și să avungă la disperare că, domnule, simt că au poftele firii pământești în ei. Au poftele firii pământești în ei. Însă, tocmai asta spune Petru aici, că poftele firii pământești se războiesc cu sufletul. Termenul a te război sau a te lupta nu este un termen ușor. Aici este vorba despre o luptă agresivă. Este vorba despre o activitate agresivă aici. Da? A te război. Asta înseamnă că în tine se întâmplă un conflict. Nu ai cum să te simți bine când e conflictul ăsta în tine. Duhul Sfânt, nașterea din nou înclină într-o direcție, poftele firii pământești înclină în altă direcție. Ai un război în tine însuți. Ar fi o iluzie pentru noi și ne-am ne împinge pe noi înșine într-o deznădejde fără margini să ne luptăm cu anumite sau să experimentăm uh, anumite sentimente sau pofte ale firii pământești și să spunem, domnule, noi nu suntem creștini. Păi noi după atâta timp de trăit în credință, noi că avem pofte de firii pământești, noi nu suntem creștini, domnule, eu nu sunt creștin, eu nu sunt mântuit. Nu! Nu, nu e adevărat lucrul acesta. Petru vorbește despre, niște, despre o încercare, despre un război pe care poftele acestea îl fac cu sufletul nostru. Apoi mai învățăm un lucru, că aceste pofte ale firii necesită extirpare continuă. Da? Lupta nu este încheiată. Suntem în război. Suntem în război. Până în momentul în care intrăm în pământ și au pus ăștia pământ pe noi și ne-au acoperit bine, putem fi siguri. Mă, încă mai șansă, poate în viață, poate în comă, poate cine. Dom'le, când e gata, s încheiat, nu mai ai poftele firii pământești. Dar până atunci este un război continuu. Până atunci este un război continuu. Și vedeți, cred că lucrurile acestea trebuie ținute într-un paradox, într-o tensiune sănătoasă. Repet, noi avem siguranța mântuirii. Dumnezeu nu ne ia mântuirea, nici noi nu putem lăsa undeva pe drum. Dar asta nu înseamnă sub nicio formă că eu pot să zic dacă ești mântuit, ești mântuit. Dacă nu ești mântuit, nu ești mântuit nici pe de o parte, nici pe alta, nu trebuie să-mi bag capul. Nu. Din contră, dacă sunt mântuit și sunt născut din nou și sunt unic cu Hristos și sunt uh, locuit de Duhul Sfânt, eu am puterea și capacitatea de a Duhului Dumnezeu ca să mă lupt și să câștig războiul ăsta cu poftele firii pământești. Vedeți să face o diferență fundamentală în textul acesta între poftele firii pământești și suflet. Poftele firii Pământești spune că se războiesc cu sufletul. Vor să infecteze sufletul. Vor să acapareze sufletul. Vor să acapareze sufletul. De fapt, asta e, asta e lumea în care noi trăim. Lumea în care noi trăim este o lume condusă de sentimente. De pofte. Este dominată de sentimente și de pofte. Dacă asculti muzica lumii, dacă te uiți la filmele lumii, vei vedea oameni care trăiesc după sentiment. Oameni care... Îți pe val. Am întrebat pe cineva săptămâna asta, așa e înconștient zic, ce faci? Ești pe val și o -s nu -s pe stângă. Așa e. Că lumea e pe val. Păi ești tânăr, te pe val, sentimente, cum simți, mănânci, ce simți, te uiți la ce simți, trăiești cum simți. Este o, o tiranie și o dominație a sentimentelor. Asta este lumea. Lumea este dominată de sentimente, de propriile sentimente. Oamenii se consideră liberi. Dar ce libertate este aia când eu nu pot să fac nimic altceva decât ce îmi dictează mie sentimentele mele, poftele mele, când sunt măcinat de poftele mele, când sunt aprins de poftele mele, când sunt consumat în fiecare zi de poftele și de dorințe și de sentimentele mele. Ăsta e Universul în care trăiește fiecare om care este prins în sistemul lumii acestea, care este lumea și care nu este născut din nou. Deci, de ce să mă separ? Trebuie să mă separ pentru că poftele acestea se războiesc cu sufletul. Da? Este o luptă reală, intensă, agresivă, agonizantă la un moment dat. A poftelor firii pământești cu sufletul. A poftelor firii pământești cu sufletul. Viața noastră spirituală este în suflet. Mântuirea noastră este în suflet. Dumnezeu lucrează prin sufletul nostru și de aceea atacul poftelor firii pământești este asupra sufletului nostru. Însă observați dumneavoastră că mai spune Petru aici așa. Prea vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Nu intrăm în limba greacă, da? Dar versetul 12, verbul ar suna cam așa. Având o purtare bună în mijlocul neamurilor. Adică versetul 12 se leagă de versetul 11. Mă feresc de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, având o purtare bună în mijlocul neamurilor. Vedeți așadar lucrul acesta foarte important. Noi nu doar ne ferim de poftele firii pământești. Adică noi suntem niște... Cum zic? Cam așa e descris creștinismul. Noi nu facem aia, noi nu facem aia, noi nu facem aia, noi nu facem aia, noi nu facem o grămadă de nu. ne abținem. Noi mergem prin lume și ne abținem. Ăla și-a luat o mașină mai bună. Firia de mine. A, ce mașină tare. nu, eu să-mi iau cea mai praștie mașină care există în Zalău. Da? Nu. Deci nu despre asta vorbește Biblia, da? Unul stă la masă și se bucură. Nu! Care? Aveți ceva mâncare stricată aici la restaurant? Eu spocăit, eu nu bă, bucur că poftele astea cer să mănânc bine. Nu! Dați-mi puțin să plec de aici, să închiorăie masă în continuare, sunt fiu terminat. Da, nu despre asta vorbește Biblia. Auzi ce spune Scriptura? Refuz cererile ilegitime ale poftelor firii pământești, cererile ilegitime. E foarte important lucrul acesta. Deci eu la fel de mult mă angajez în lumea în care trăiesc, dar nu fac nimic care este ilegitim, care este contrar cuvântului Dumnezeu. Când se depășește, deja știu că acolo e pofta firii pământești. Când eu îmi doresc un lucru care este conform cuvântului Dumnezeu, acela este un lucru acceptat de Dumnezeu care este corect. Vedeți că extremele pot fi în ambele direcții. Zice Scriptura că în vremurile din urmă, unii vor, se vor alepi de învățăturile dracilor și vor interzice căsătoria. Dumnezeu, am dorința de a mă căsători. A, păcat, ai dorința să te căsătorești. Știu de ce vrei tu să te căsătorești, mă, banditule? Mă, Dumnezeu a zis că vreau, e bine să mă căsătoresc, și că foarte bine că vreau să mă căsătoresc. Zice, decât să ard, zice, abține-te! Nu ziceți mă abțineți, ziceți mă căsătoresc. Când dorința aceasta depășește cadrul stabilit de Dumnezeu, când dorința aceasta se manifestă uh, diferit de, de, cum Dumnezeu mi-a spus în cuvântul lui, atunci este o poftă a firii pământești. Când ea se încadrează, când dorința se încadrează în cuvântul lui Dumnezeu, este o dorință după voia lui Dumnezeu. Cred că clarificarea asta e destul de de binevenit acum. Bun. Cum, vedeți, cum mă feresc eu de poftele firii pământești? Nu doar mă feresc de ele, da, mă feresc de ele și tot mă feresc, tot mă feresc așa, umblu ca un zombie pe pământ, ferindu-mă de poftele firii pământești pe care eu le simt în mine. Ci din contră, Cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrul acesta, separarea aceasta de pofta firii pământești, are o parte pozitivă. Eu trebuie să urmăresc alte lucruri. Și lucrul acesta îl vedem și în pasajul foarte bine cunoscut, foarte bine cunoscut, 2 Timotei 2 cu 22, unde spune, fugi de poftele tinereții. Și ce spune în continuare? Și? Și urmărește. Și partea a doua, care e pozitivă, e descrisă mai pe larg decât prima parte. Deci nu spune să ai o preocupare în asta morbidă, obsesivă. A, păcat, păcat, poftă, poftă. Și toată ziua ești consumat de lucrul acesta. Nu! Ci spune să fii consumat de partea a doua, de partea pozitivă a lucrurilor, de sfințenie, de lucru frumos din viața ta. Și urmărește, auziți, și urmărește neprinirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Vedeți, partea pozitivă, partea a doua, are un accent mult mai mare. Exact și în pasajul acesta, partea a doua, partea pozitivă a vieților noastre, ia din partea lui Petru un accent mult mai mare. Este subliniată mult mai mult. El spune în felul următor. El spune în felul următor, Petru Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc, de rău, ca pe niște făcători, de, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Observați din nou, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Observați așa, dar separarea pe care ne-o cere Dumnezeu în primul rând nu este să ne mutăm la o mănăstire, fie a baptistă undeva și să stăm noi sfinți aici și să ne analizăm poftele firii pământești să ne pocăim mereu de ele. Și Biblia spune că eu mă feresc de poftele firii pământești având o purtare bună în... Este un folos pentru neamuri când eu mă feresc de poftele firii pământești. Eu mă feresc de poftele firii pământești în mijlocul neamurilor. Între necredincioși. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu se propovăduiește izolaționismul, sectarismul. Mută-te în mănăstire. Fugi de lume. Ca acolo să fie mai bine. Nu așa spune Biblia. Biblia spune că puterea Duhului Sfânt este atât de mare în noi și realitatea nașterii noi e atât de serioasă în noi încât noi ne putem feri de poftele firii pământești trăind în lume. Nu mă scuze, în lume. E greu, Doamne, e greu în lume. Cu atâtea pofte, cu atâtea cu lucruri pe care ne le arată lumea asta, e greu să trăim pocăința. Biblia spune că tocmai asta e ideea. Să te feriți de poftele firii pământești. Nu ieșind din lume printr-o separare fizică ci în mijlocul lumii. Că cel mai mare inamic al nostru nu este nici lumea și a spune nici diavolul. Că diavolul nu are acces în viețile noastre decât dacă în inimile noastre este un trădător care îi dă lui acces. Că este firea pământească. Cea mai mare luptă pe care o avem de dus este cu noi înșine. Că firea este în noi. Poftele sunt în noi. Lumea ți-ar putea propune absolut orice. Dacă tu nu ai ceva în lăuntru care să dorească ce este în exterior, n ai niciun fel de problemă. Corect? Dacă tu nu ai avea ceva înăuntru care să rezoneze la un moment dat cu ce îți oferă lumea, nu ar fi nicio problemă. Te uiți și zici, mă, dar ce alergă așa? După ce umblă Dar când în inima ta există ceva care se potrivește cu oferta lumii, atunci este problema. Atunci începe războiul. Așadar, prima problema mea nu este cu lumea, să tot dau vina pe lume. Prima mea problemă sunt eu însumi. Prima mea problemă este cu ceea ce este în inima mea încă și nu-i omorât, nu-i mortificat, nu-i ucis. Poftele firii mele pământești. Și soluția nu este să ies din lume. Că ies din lume, dar am o problemă. Poftele au rămas aici. Poftele au rămas aici. Și câte exemple de oameni care au ieșit din lume și au cărat poftele cu ei. Că poftele nu au rămas în lume, fiindcă nu au fost în lume, că au fost întâi în inima lor. Și asta este problema fundamentală așadar observați sfera în care noi, mediul în care noi trebuie să ne purtăm în felul acesta, ca niște oameni care nu trăim după pofte, este în mijlocul neamurilor. Numai în felul ăsta ajungem la ei. Dumnezeu de asta ne-a lăsat aici. Să fim pentru oamenii aceștia un exemplu. De ce să ne ferim de poftele firii pământești și de ce să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor? De ce? Este foarte important lucru acesta. Este fundamental este fundamental. Scopul nu e eu ca să am, Doamne, ajută să avem o mărturie bună. Nu este scopul final să avem o mărturie bună. Nu este scopul final. Care e scopul final? Petru spune care e scopul final. Sfârșitul versetul 12. Văzând așa mai departe, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Aici sunt două scopuri. În primul rând, este scopul acesta măririi lui Dumnezeu, da? a slăvirii lui Dumnezeu, ăsta e scopul fundamental al întregii noastre trăiri. Cu alte cuvinte, scopul trăirii mele după voia lui Dumnezeu este într-un fel să-L facă pe Dumnezeu real în lume. Adică oamenii văzându-mă pe mine cum trebuie să zică, mă, asta nu poate să fie decât un rezultat la ceva supranatural. Nu se poate ceva prin putere omenească, așa ceva. Nu se poate. Asta ar trebui să fie trăirea mea. Când toată lumea e înghițită, e atrasă ca un magnet de poftele firii pământești și consumată și măcelărită și făcută harcea parcea de poftele firii pământești, e dominată de poftele firii pământești, eu trăind altfel arăt că există ceva supranatural în viața mea. Și ce poate fi altceva decât Dumnezeu supranatural în viața mea? Ceva dincolo de, decât lumea asta, separat de lumea asta obișnuită. Ăsta este scopul. Cu alte cuvinte, o trăire după voia lui Dumnezeu este ceva ce îl va face pe Dumnezeu la un moment dat. Cu ajutorul lucrării Duhului Sfânt îl va face pe Dumnezeu real pentru oamenii lumii acesteia. Așadar, de fiecare dată când găsesc că Dumnezeu îmi cere să fac un anumit lucru, să mă separ de o anumită poftă, să, să mă ferez de o anumită poftă, să înțeleg că lucrul acesta are un scop măreț extraordinar. Aceea de a-i da slavă lui Dumnezeu. Niciun om, ascultați-mă, niciun om nu se va putea feri de poftele firii pământești fiind motivat de frică. Nu funcționează. Nu funcționează, nu merge. Niciun om nu va fi motivat să se ferească de poftele firii pământești, doar. Deci, moralitatea, moralitatea este o chestiune extraordinară. Noi deci, suntem niște oameni civilizați. Funcționează treaba asta. Nu ține treaba asta. Nu funcționează, pur și simplu nu merge. Nu merge. Trebuie să existe o motivație superioară. Ceva care să ridice inimile noastre dincolo de motivațiile astea pământești. Ceva care să ridice inimile noastre dincolo de noi înșine. Noi suntem limitați, avem nevoie de altceva mai mare decât noi înșine care să ne satisfacă. Și chiar în domeniul motivațiilor avem nevoie de ceva mai mare. Ceva altceva. Și acela altceva nu este decât Dumnezeu. Și un creștin născut din nou va dori să-L slăvească pe Dumnezeu și este o motivație suficientă pentru el ca să se ferească de poftele firii pământești. Care e motivația aceea de a-i da slavă lui Dumnezeu? Domnule, mă voi feri de poftele de firii pământești pentru că asta dă slavă lui Dumnezeu. Dar mai există ceva foarte important. Biblia vorbește aici pentru oamenii aceștia că vor avea o zi a cercetării sau a vizitării lui Dumnezeu. O zi a cercetării lui Dumnezeu. Și spune că în ziua aceasta a cercetării lui Dumnezeu vor slăvi pe Dumnezeu. Eu nu cred că vor slăvi fără să fie născuți din nou. Personal, nu cred că vor slăvi în felul acesta. Și cred că vor slăvi pentru că fi, vor fi cercetați într-o asemenea măsură de Dumnezeu încât îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Însă Scriptura vorbește în două feluri despre cercetarea aceasta. Chiar este folosit același termen în Sfânta Scriptură. Despre niște oameni care sunt cercetați și nu slăvesc pe Dumnezeu și niște oameni care sunt cercetați și slăvesc pe Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu Luca 9:44. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Asta e un tip de cercetare. Și există o cercetare exterioară prin cuvânt pe care Dumnezeu o face oamenilor. Însă ca cercetarea aceasta să aibă efecte, este nevoie, bineînțeles, de o lucrare lăuntrică, puternică, eficace a Duhului Sfânt. Și despre asta vorbește pasajul în locul acesta. Despre oameni care în ziua cercetării nu-L vor izgoni pe Dumnezeu. Nu vor bajocori pe Dumnezeu. Nu vor zice, bă, ce cu pocăiți ăștia bătuți în cap. Bă, ăștia se limitați, vai și de ce viață nenorocită. Nu! Ce, zice, în ziua cercetării, vezind ferirea noastră de pofte și trăirea noastră în fapte bune, vor slăvi pe Dumnezeu, vor da glorie lui Dumnezeu. Așadar, scopul este dublu. Slava lui Dumnezeu și salvarea oamenilor, mărirea lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Astea sunt două motive, eu cred, suficiente pentru noi să trăim în lumea asta cum ne cere Dumnezeu. Gândiți ce satisfacție puternică vei avea în ziua în care un suflet se va întoarce la Dumnezeu. Pentru că a fost cercetat de Dumnezeu, dar a fost cercetat văzând faptele tale bune, trăirea ta curată. Ce satisfacție vei avea nu va egala nimic pe pământul ăsta, nimic, toți banii care ai adunat toată viața, știind că ai salvat un suflet. Într-un fel, Dumnezeu s-a folosit de tine pentru salvarea unui suflet de la ghenă, de la focul veșnic. Nu există satisfacție mai mare decât să știi că ai făcut, că a făcut Dumnezeu. Să merită prețul. Eu zic că prețul este foarte mare. Dar dacă n-ai motivațiile acestea supreme, dacă n-ai motivațiile acestea supreme și te lași motivat de frică și de alte lucruri, lucrurile nu vor funcționa. Pentru un credincios nu are cum să funcționeze treaba asta. Apoi, vă întrebați, domnule, cum, cum cercetează Dumnezeu eficace lucru acesta? Am găsit un exemplu în Sfânta Scriptură care mi se pare foarte sugestiv și care întruchipează foarte bine felul în care Dumnezeu cercetează și lucrează. Bineînțeles, aici vorbim despre un profet al lui Dumnezeu care este deja credincios, dar dacă la credincios și nevoie de asta, cu atât mai mult e nevoie la necredincios. Ieremia 20 cu zice așa. Foarte interesant. Zice, mai înduplecat. Zice, mă, harul rezistibil, Dumnezeu îi forțează pe oameni să mânt, ca să fie mântuiți. Nici vorbă de așa ceva. Forțează Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu mântuit. Dumnezeu o trage de păr, să fie mântuit. Nu face Dumnezeu asta, da? Dumnezeu lucrează în alt fel. Harul Dumnezeu altfel lucrează inima omului, o prelucrează. Zice, mai ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Observați? Ai fost mai tare decât mine și mai biruit a fost mai tare decât mine și mai biruit. Dumnezeu știe cum să te lumineze, cât să te lumineze, ce să spună, cum să te înduplece, să faci ce spune El. Și tu nu vezi asta, o, o forță în asta coercitivă care te obligă și după aia continuă să te oblige tot restul vieții tale să faci ce nu vrei. Nu. Este această înduplecare a lui Dumnezeu este în înduplecarea lui Dumnezeu. Această întoarcere la Dumnezeu care lucrează Dumnezeu în viețile noastre. Și Biblia folosește foarte multe expresii. Domnul i-a deschis inima. Au rămas trăpunși în inimă de Duhul Sfânt și au spus, fraților, ce să facem? Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-i atras de Tatăl. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. 2 Corinteni 4. El ne-a luminat inimile. Sunt foarte multe expresii în Sfânta Scriptură care arată felul în care Dumnezeu lucrează. Și în textul acesta spune că există o cercetare, este o convingere, o cercetare, o înduplecare, o luminare, o deschidere a inimii pe care Dumnezeu o face. O deschidere a inimii pe care Dumnezeu o face. Dar repet, nu există doar această ferire de poftele firii pământești, ci există și o trăire pozitivă. Și uh, ne apropiem de încheiere cu această, cu această parte unde spune Petru așa Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Observați că neamurile vorbesc de rău ca principiu pe copiii lui Dumnezeu. Zice în ceea ce vă vorbesc de rău. Nu ar trebui să fim mirați și nici să ne, ne zbârlim când oamenii ne vorbesc de rău. De ce? Pentru că lucrul acesta este un lucru obișnuit pentru oameni. Oamenii ne vorbesc de rău și dumneavoastră știți o grămadă de mituri pe care eu nu vreau să le precizez aici. Mituri care au fost uh, promovate la scară largă din perioada Bisericii Primare de la Antemere și care sunt spuse și astăzi cu privire la și Domnului. O grămadă de mizerii și de lucruri rușinoase care nu au niciun fel de, de, de substanță în realitate. N-au niciun, niciun fel de temelie reală. Da? Și Scriptura spune foarte clar, în ceea ce vă vorbesc, de rău. Oamenii ne vor vorbi de rău. Hai să ne cu treaba asta. Oamenii ne vor vorbi de rău. Asta spune Sfânta Scriptură. Dar mai spune ceva aici. Cum reacționez eu la vorbirea asta de rău? O, oh, mă pun să-i demonstrez. Fac dezbateri cu ei. Fac controverse cu ei. Certuri de vorbe cu ei. Demonstrații cu ei. Să le arăt că ceea ce ei spun nu e adevărat. Biblia nu spune așa. Auziți, Biblia spune în altfel. În ceea ce, exact în lucrurile în care vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd. Cum contrazic eu minciunile oamenilor? Cum contrazic eu minciunile oamenilor? Prin faptele mele bune. Zice, în ceea ce te vorbesc de rău, tu fă exact opusul. Ăsta e felul în care eu reacționez. Ăsta e felul în care eu îl împing spre ziua cercetării, spre ziua în care va recunoaște. Dom'le, nu e adevărat ce am spus eu. Ziua în care Dumnezeu îl va cerceta și îl va conștientiza și va străpunge inima și va deschide inima și va lumina inima și îl va îndupleca. Și ce spunem noi? Și eu am făcut lucrul acesta de o grămadă de ori. Dar este fundamental greșit. Nu-i după cuvântul lui Dumnezeu datorită căderei astea abrupte de moralitate și spiritualitate în adunări, când vrem să aducem un necredincios la adunare, îi zicem, uh, uh, el spune, spune uh, că știu eu că la voi este unul care a făcut asta, asta, asta. Și noi îi spunem foarte spiritual. Uită-te la Domnul Isus. Sună spiritual. Ce? Da, domnule, uită-te la Domnul Iisus. Înțeles, trebuie să uite la Domnul Isus. E clar lucrul ăsta, dar uită-te la Domnul Isus. Biblia nu spune așa. Biblia nu spune așa. Auziți cum spune Biblia. Ei ne vorbesc de rău. Când ei ne vorbesc de rău, voi spuneți-le, uită-te la Domnul Isus. și noi suntem oameni. Toți suntem la fel, toți greșim, suntem țărână, Domnule, toți avem probleme. Fiecare pădure are uscăturile ei. Și să folosiți fraze din astea sfărăitoare ca să vă scoateți. Nu asta spune Biblia. Nu asta spune Biblia. Spune că când oamenii spun minciuni despre noi, voi, prin faptele voastre bune, să-i faceți să se face pe Dumnezeu în ziua cercetării. Noi suntem atât de, de, temători în a recunoaște o realitate pe care Sfânta Scriptură o prezintă din momentul în care s-a întemeiat Biserica Primară. Între voi s-au strecurat luprăpritori, frați mincinoși, apostoli mincinoși, învățători mincinoși, profeți mincinoși. Din mijlocul vostru se vor ridica. Nu au nici teamă să spune lucrul acesta. Nu, domnule, în mijlocul nostru vor fi și anticriști care vor ieși din mijlocul nostru ca să arate că n-au fost dintre ai noștri. Și asta este realitatea pe care noi trebuie să o recunoaștem față de noi înșine, în primul rând. Că în mijlocul adunării, satana va trimite oameni din ăștia ca să spulce și să se întineze adunarea și să distrugă mărturia adunării și să-i facă pe oameni să hulească pe drept. Într-un sens pe drept. Numele lui Dumnezeu. Văzând oameni care vorbesc despre numele lui Dumnezeu, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Ce reclamă fac oamenii ăștia lui Dumnezeu? Și eu decât să recunosc că oamenii ăștia nu sunt uh, niște simple uscături, dar care aparțin pădurii, eu să recunosc că oamenii ăștia n-aparțin pădurii. Că în pădurea Domnului, dacă aș putea să folosesc imaginea asta, nu sunt uscături. Înțelegeți ce vreau să spun? Sau dacă au venit vreo uscătură de prin altă parte, îl scoatem afară. Nu? Până când. Sau dacă Dumnezeu, prin harul lui, nu convertește uscătura. Dar observați ce spune Petru. Vreau să subliniez lucrul acesta cât pot de, 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 de clar. Biblia spune că atunci când oamenii ne vorbesc de rău, noi trebuie să arătăm exact opusul prin faptele noastre bune prin faptele noastre bune. Nu să ne scuzăm, nu să uh, spunem chestia asta cu uscăturile și alte chestii numai ca să o scoatem cumva la capăt. Lasă, domnule, mergem înainte, așa că asta este. Nu! Adunarea este formată din oameni care fac fapte bune și lucrul acesta îi fac pe oameni să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și închei cu următorul aspect. Ce sunt faptele astea bune? Eu dacă mă opresc la un semafor și vin unul și îmi bate în geam, și îmi dai, îi dau 2 lei, vă spun sigur, nu o să slăvească pe Dumnezeu nimeni uitându-se la mine. Sunteți de acord? De ce nu o să slăvească? Ca să fac și alții care nu sunt nicio treabă cu Dumnezeu. Înțelegeți? Sunt oameni care fac fapte bune. Sunt oameni care fac fapte bune. Și dacă vrei, te duci pe YouTube, pe Facebook, găsești o grămadă de clipulețe din astea în care oamenii fac fapte bune. Oameni care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Fac fapte bune. Și este o confuzie cu care trebuie să ne confruntăm. Ce sunt faptele astea bune care îi fac pe oameni să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării? Îs mai multe fapte bune. Sau de fapt sunt alt tip de fapte bune decât alea pe care le fac oamenii. Și eu cred că acesta este lucru despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Faptele bune despre care vorbește Biblia aici nu sunt niște simple fapte caritabile de ajutorare a unor oameni. Fac și eu fapte bune. Că sunt atei care fac foarte multe fapte bune și mult mai extraordinare decât astea care le fac noi. Sau cel puțin îți costă mai mult decât ne costă pe noi. Da? Și aș mult mai mult. Pur și simplu ne aruncă în umbră prin ceea ce fac ei. Despre ce fapte bune vorbește Sfânta Scriptură aici? Faptele bune despre care vorbește Sfânta Scriptură sunt în opoziție cu faptele firii pământești. Faptele bune sunt în opoziție cu faptele firii pământești. O pofta firii pământești sau o faptă a firii pământești este orice lucru pe care îl faci în independență de Dumnezeu, contra voie lui Dumnezeu. Fapta bună, o trăire bună, curată înaintea lui Dumnezeu, este orice lucru banal, obișnuit pe care îl faci după voia lui Dumnezeu. Asta va atrage atenția oamenilor. Când eu, în obișnuit zilei, în rutina zilei, în banalul zilei, în lucrurile simple ale zilei, trăiesc cu Dumnezeu. Și fac lucrurile așa cum mi le cere Dumnezeu. În țara asta. Plină de hoți, da? O faptă ar bună ar fi să trăiesc la locul de muncă așa cum îmi cere Dumnezeu. Nimic mai mult. Nimic, nimic, nimic mai mult. Am un patron, domnule, să muncesc pentru patronul ăla din toată inima mea. Asta ar fi o faptă bună. Îți remunerați pentru treaba asta, îți pentru treaba asta. Dar în același timp fac voia lui Dumnezeu pentru că ceilalți trag chiulul, trag din ore, mai iau una sau alta. Și asta va atrage atenția. Bă, omul ăsta își face pur și simplu, își face treaba, dar o faci din toată inima, o faci ca pentru Dumnezeu, o faci cu toată puterea ta, ca și cum ai face pentru tine. Sau nu ca și cum ai face pentru tine, ca și cum ai lucra la Dumnezeu în firma lui. Asta va atrage atenția oamenilor. Asta va atrage atenția oamenilor. Toate mamele dau mâncare la prunci. Toate mamele fac curat în casă. Dar este un fel a unei mame creștine de a face curat în casă și de a face mâncare cu o bucurie și cu o stare de spirit care o va deosebi fundamental de orice altă femeie. Și vor vedea lucrul acesta și vecinile și alte persoane care în anumite situații vor avea contact cu ea. Și aș putea să vă dau nenumărate exemple. Repet, fapta bună pe care o cere Dumnezeu este fapta trăită după voia lui Dumnezeu în cele mai banale lucruri. În cele mai banale lucruri. Viața aceasta, ca principiu, stilul ăsta de viață este ceea ce va atrage atenția oamenilor și va face să le slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin!